Persoanele acuzate de evaziune fiscală nu ar mai răspunde penal dacă ar achita integral prejudiciul, precum și o sumă suplimentară egală cu 20% din suma datorată. Este noul proiect avizat favorabil de Comisia Juridică din Camera Deputaților, inițiat de mai mulți parlamentari, printre care și deputatul PSD Cătălin Rădulescu. De asemenea, cei care primesc o condamnare cu închisoare pentru evaziune fiscală ar putea scăpa de executarea pedepsei, dacă achită prejudiciul plus 20% din suma datorată și penalități într-un termen de până la 3 ani. Inițiatorii susțin că obiect obiectivul legislației în domeniu ar fi recuperarea prejudiciului, nu închiderea după gratii a persoanelor vinovate. În favoarea inițiativei au votat deputații PSD, ALDE și UDMR. Cei ai USR au votat împotrivă, în timp ce reprezentanții PNL s-au obținut. Ca să poată intra în vigoare, proiectul urmează să fie supus votului final al plenului Camerei Deputaților, care este for decizional.